dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți sub... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, astăzi 19 august, indicația de regie a celui care face emisiunea, care mixează emisiunea, a fost pentru mine mai pe centru domnul Bărănescu. Adică trebuie să stau pe centru, mi s-a spus, stau pe centru, ce să fac, așa că în acest moment nu mai stăm să facem alte prezentări, nu mai vorbim despre candidați care ne povestesc despre testul de sarcină al soției înainte de a-și depune candidatura și nici nu mulțumesc pentru asta colaboratorilor săi și voluntarilor. Intrăm direct în emisiune și vă prezint invitații de astăzi. Hai să spunem că astăzi este o emisiune de stânga, ca să spun așa, centru stânga, pentru că astăzi avem două emisiuni cu reprezentanții de frunte ai Partidului Social Democrat ca partid și membrii într-o alianță, dar o să ne spună dânsi despre ce este vorba. Domnul președinte al Consiliului Județean și candidatul Partidului Social Democrat pentru această funcție, domnul Ionel Arsene, bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața dumneavoastră și nemțenilor! Și alături de domnia sa, tandemul cu care aproape că ne-am obișnuit și de pe afișe și din postări publice, domnul Răzvan Cuc, fost ministru al transportului, dar mult mai important acum, candidatul pentru primăria municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața dumneavoastră și totodată și prietenilor care ne urmăresc. Domnilor, haideți să începem direct, că nu prea mai e timpul de jmecherii, de introduceri, de glumițe. S-au încheiat, practic, nu depunerile de liste, de candidați. O să vă provoc pe dumneavoastră, domnule președinte, să ne faceți așa o privire asupra județului, asupra candidaților și v-aș ruga să insistați pe candidaturile foarte... Fiecare candidatură e importantă, dar pe cele mai importante și cele care au generat, ca să spunem așa, discuții, și v-aș ruga să puneți o paranteză, o virgulă pentru cei trei primari, care din cei trei candidați care, din păcate, nu au candidat, să ne spuneți cine candidează în locul lor. Eu recunosc, n-am avut când să văd. La Borlești, la Dochia, la Roman știm. Da. După cum știți, aici lângă mine l-am pe candidatul Alianței 2020 Piatra Neamț, domnul ministru Răzvan Cuc, este o personalitate politică pe care o cunosc acum toți nemțenii și cred că nu mai e nevoie de foarte mare prezentare pentru domnul Cuc. Vom intra ulterior pe discuții. Absolut. Cu ceea ce vrea să facă domnul Cuc în municipiul Piatra Neamț. La Roman, candidatul nostru este domnul profesor Viorel Stan, fost inspector general, actualmente deputat în Parlamentul României, un om de asemenea extrem de cunoscut în Roman, cu o carte de vizită impresionantă. La Târgu Neamț îl avem pe primarul în funcție, Vasilică Harpa. La Bicaz candidează actualul primar în funcție, domnul Sălăjean. La Rosnov mergem cu deputatul Ciprian Șerban, colegul nostru, un tânăr de mare viitor, spun eu, pentru administrația din județul Neamț. Am mare încredere în Ciprian că va câștiga primăria Rosnov. Așadar, acestea sunt cele mai importante candidaturi la municipii și orașe. La Borlești, acolo unde candidatura primarului actual Vali Puica a fost invalidată de Tribunalul Neamț, acolo am mers cu numărul 2 de pe listă, cu domnul Mutu. La Dochia am mers de asemenea cu locul 2 de pe listă. Și în altă parte astea erau mai... Rest am mers cu candidații, cu primarii noștri în funcție. Sunteți mulțumit de liste? Da, sunt extrem de mulțumit de liste. Sunt un pic nemulțumit
de faptul că am avut colegi care ar fi putut candida, dar printr-un concurs de împrejurări le-a fost respinse candidaturile, din păcate, și n-am să comentez deciziile din justiție, deși au fost candidaturi contestate la oameni cu aceleași probleme și le-au fost acceptate. Și aici vorbim de fostul primar de la Ruginoasa. Da? Domnul Chirilă. De asemenea, liberalii, cei fără de pată, au mers la primăria din Pipiric cu fostul primar Marcel Prună, care a executat o condamnare, dar noi n-am făcut contestație pentru că eu cred că dreptul de a alege și de a fi ales nu trebuie să ți-l ia nimeni. După vor decide judecătorii dacă mandatul, în caz că va câștiga, deși nu pun problema asta, dar eu cred că trebuie să-i lăsăm dreptul să candideze acestui om, dacă exercitarea mandatului va fi legală sau nu. Dar trecând de faza asta, eu spun că Partidul Social Democrat și Alianța pentru Modernizarea Neamțului, pentru că candidăm în două formule diferite, la județ candidăm într-o alianță împreună cu ALDE și cu PPUSL, la municipiile reședință de județ și la Roman candidăm într-o alianță cu PPUSL, în rest mergem pe Partidul Social Democrat. Bun, haideți să ne întoarcem la scopul și durata acestei emisiuni. Da. Domnul Răzvan Cuc, candidatura lui la Piatra Neamț. Vă rog, nici nu știu pe care să-i invit primul să discute. Pe cine vreți dumneavoastră? Vă rog pe dumneavoastră să-l prezentați, da, încă o dată. Răzvan Cuc, așa cum m-am mai spus... Lăsând la o parte că a fost neapărat ministrul transportului. Da. Ministrul transportului pentru Neamț. Alegerea pe care am făcut-o ca Răzvan Cuc să fie candidatul nostru la Piatra Neamț a fost o alegere în interesul pietrenilor. Pentru că, după cum știți și dumneavoastră, ultimii 8 ani de zile primăria municipiului Piatra Neamț a fost extrem, extrem de văduvită de proiecte și de lucruri bune. Motivul principal au fost banii. Nu vreau să acuz pe fosta administrație, primarul Chitic, sau motivul principal au fost banii, pentru că la municipiul Piatra Neamț preocuparea zilnică a fost cum să-și plătească datoriile. Pentru că s-au făcut investiții fără cap și fără coadă, investiții păguboase pentru toți locuitorii din municipiul Piatra Neamț, că până la urmă le-au plătit fiecare din buzunar, și n-a fost dezvoltare, dar nici n-a fost o viziune pentru dezvoltarea municipiului Piatra Neamț. Noi am venit cu propunerea Răzvan Cuc pentru că Piatra Neamț are nevoie de un manager, are nevoie de un om cu viziune și de un om care știe să implementeze proiecte. Vor fi proiecte extrem de importante pe care primarul Răzvan Cuc le va implementa, însă despre ele aș vrea să-l las pe Răzvan Cuc să vorbească, pentru că el va implementa proiectele la Piatra Neamț. Vă rog, domnul, aveți cuvântul. Vi s-a dat voie și de către domnul Arsene. Eu vă dau voie. Telespectatorii ascultă. Vă mulțumesc mult pentru oportunitatea de a prezenta și de a dezvolta proiectele. Acum, așa cum spunea și domnul președinte foarte bine, cred că un primar, ca să concluzionez, trebuie să știe să aducă bani și să încurajeze mediul economic în municipiul pe care îl conduce. Asta dacă într-adevăr își dorește ca cetățenii, cetățenii să aibă o calitate a vieții ridicată, sporită. În acest sens, după cum știți, am venit cu patru proiecte de anvergură, patru proiecte care vor fi implementate împreună, cel puțin două dintre ele, în parteneriat cu Consiliul Județean. Pentru că un lucru trebuie înțeles de toți pietrenii. Acest tandem, așa cum a scris dumneavoastră pe burtiera emisiunii, între primărie și între Consiliu este necesar și este vital dacă vrem într-adevăr să implementăm proiecte. Forța financiară, know-how de la Consiliul Județean se poate transfera
și bineînțeles așa se va și întâmpla, și către primăria municipiului Piatra Neamț. Și vă spuneam că două proiecte sunt vitale și pe două proiecte am pornit împreună, cel puțin nu de acum. Deci ceea ce vorbim noi sunt lucruri care le-am avut în vedere încă de anul trecut, când vine vorba de dezvoltarea infrastructurii, pentru că una din calitățile principale, aparte de aportul de bani al unui primar, este și viziunea. Dacă nu ai viziune ca să știi ce vrei să dezvolți și cum vrei să dezvolți, că vorbeam și spuneam de proiecte păguboase, un proiect trebuie să aibă un început și un final și finalitatea lui trebuie să aducă bani sau să genereze locuri de muncă sau să atragă investitori și așa mai departe. E, două dintre proiectele majore pe care le vom implementa în acest tandem se referă la centura municipiului Piatra, cât și drumul expres Piatra Neamț-Bacău. Am spus-o de nenumărate ori. Drumul expres Piatra Neamț-Bacău a fost lansat în cursul anului trecut, a fost evaluat, semnat contractul, este în desfășurare. Mi-aș fi dorit ca acest lucru, același lucru să se fi întâmplat și cu centura Pietrei, dar aici trebuie implicată și primăria. N-am să aduc acuze nimănui, pentru că nu ăsta este scopul. Scopul este să construim și să dezvoltăm și eu cred că fiecare om are ceva bun în el. Și trebuie folosit lucrul ăla bun pe care îl are. În momentul în care vrem să avem dezvoltare economică și să vorbim de alte proiecte, dacă nu avem infrastructură... Nici nu intră în discuție. Nici nu intră în discuție să poți face proiecte fără infrastructură. Deci orice mare investitor care vine se uită la harta cu drumuri, cu autostrăzi, cu drumul expres, ca să știe cât de rapidă este mobilitatea mărfurilor pe care le produce în capacitățile sale de producție. Tocmai de asta vă spun că centura este esențială. Și uitați, în premieră vă spun la emisiune un lucru. Lucrez deja la împreună cu o echipă de ingineri și proiectanți la un studiu de fundamentare pentru viitoarea centură a Pietrei și sper, de fapt nu, sper mai mult ca sigur va fi finalizat în timpul acestei campanii, ca să arătăm ce se poate face concret, cum se poate implementa, pentru că când vorbim de un studiu de fezabilitate, nu vorbim că ne întâlnim noi și tragem trei liniuțe și spunem, uite, pe aici trece centura. Că foarte... vine sau pe aia, sau pe am aia. Văzut că foarte mulți se grăbesc și se pripesc și aruncă pe piață tot felul de subiecte, dar nu au experiența să le implementeze sau să le facă. Ori dacă din start pornești și spui, domne, trebuie să treacă pe unde vreau eu, este greșit. Noi trebuie să măsurăm valorile de trafic, trebuie să vedem pe unde trebuie să treacă, pe unde avem de expropriat, de unde e mai simplu să expropriem, pe unde trebuie să conectăm și să mutăm traficul. Dorința acestei centuri s-a născut de ce? În momentul în care vrem să conectăm Moldova de Ardeal, este cea mai rapidă variantă. Piatra Neamț-Bacău, Bacău-Brașov. Și de acolo ne înțepăm în autostrada Transilvania. Deci este șansa reală, nu numai a municipiului Piatra, ci a Moldovei, să se conecteze de Ardeal și de restul țării. Deci eu cred că proiectul ăsta va aduce valoare nu numai pentru pietreni, ci va dezvolta foarte mult zona. Va crea un pol care va atrage dezvoltare economică. Drumul expres. Și asta vreau să spun că este foarte important. Vorbim de un obiectiv nou. Nu lărgim la patru benzi drumul. Să știți că, uitați, acum primesc întrebare. Vă rog să ne spună domnul Cuc, pe unde va trece drumul ăsta? Sincer vă spun, nici eu nu știu. Eu vă spun că drumul acesta, traiectoria lui și traseu este stabilit chiar acum, se lucrează la el. Că de asta s-a contractat și a semnat un contract. Dar ce pot să spun pietrenilor și nemțenilor este că el nu va trece pe aceeași cale. Deci nu are nicio treabă. Un drum expres înseamnă un drum nou în care să nu existe obstrucții de viteză, adică să nu treacă prin comune. Se va circula cu viteză pe deci, el. Practic se face ca un drum nou. Se face va fi la profil de autostradă, exact. Pentru că aici a fost, mă rog, discuția atunci când Răzvan Cuc, ministru fiind, a demarat proiectul drumului expres Piatra Neamț-Bacău, că trebuie să îi dăm cezarului ce al cezarului. Proiectul drumului expres Piatra Neamț-Bacău a fost un proiect implementat de ministrul Răzvan Cuc și semnat contractul de atribuire pentru studiul de fezabilitate de ministrul Răzvan Cuc. Oamenii trebuie să știe, pentru că aud fel de fel de povestitori de ăștia care vin
și spun că, domnule, o să facem noi drumul expres, o să facem mai, o să facem mai înaltă, dar ei habar n-au despre ce vorbesc. Adică au prins și ei de prin ziar o chestie și, domnule, hai să tragem și noi două liniuțe, că ce mai sunt două liniuțe pe lângă câteva zagonii spunem. Deci e foarte important, drumul ăsta există, va exista și se va circula pe el, în paralel se va face lucrarea pe alte tronsoane. Haideți să vă spun așa, când am vorbit cu ministrul Cuc despre drumul expres Piatra Neamț-Bacău și după ce a fost semnat contractul studiului de fezabilitate, ideea era ca acest studiu să se termine foarte repede pentru a putea scoate la licitație proiectare și execuție. Sigur, guvernul PSD a picat, au venit liberalii și l-au ținut vreo, nu știu cât, oricum multe luni, patru luni până să demareze. Adică sunt lucruri care trenează așa cum a trenat și drumul și trenează în continuare, pentru că am văzut o operație hazardată a unui domn de pe la PNL, Cosmanciuc, care spunea că, domnule, 1 septembrie drumul național 15 Bicaz-Poiana Largului e gata, cu surle și trâmbițe. Domnule, noi l-am făcut în 7-8 luni de zile, 85%, da? Au venit liberalii, au 9 luni de zile, mai aveau de făcut 14%, că era 86% făcut. Mergeți astăzi pe DN5, pe Bicaz-Poiana Largului, să vedeți cum se lucrează și ce se întâmplă. Îți vine să plângi. Oamenii ăia sunt izolați acolo. Oameni care au probleme, care au nevoi, care trebuie să ocolească pe la Târgu Neamț să ajungă la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Își bat joc efectiv de nemțeni și de toată Valea Muntelui. Da. Și vin și vorbesc aici la dumneavoastră despre cum o să facă ei drumul expres și ce liniuțe frumoase o să deseneze ei pe hărți. Vorbesc vreau ca toată lumea, știți cum e. Știți cum e, domnul Bălănescu, eu vreau să-i întreb pe toți băieții ăștia frumoși și cu cravată care vin pe la dumneavoastră pe aici. Vreau să-mi arate și mie cuiul. Un cui, un singur cui care l-au bătut în județul Neamț de când îs aici. Și fac politică, au câte un mandat, două de parlamentari și președinți și se dau un poze frumos. Domnule, să-mi arată și mie cuiul ăla care l-au bătut. Au 9 luni de zile de când guvernează România și n-au adus un leu în județul Neamț. Despre asta vorbim. Despre lucruri pe care le facem. Nu despre povești. Mă scuzați, domnul. Revenim. Și în completare ce spunea și reintrăm în proiecte, domnul președinte, gândiți-vă că eu vorbesc cel puțin în cazul meu 9 luni de zile, am alocat peste 100 și ceva de milioane de euro bani pentru infrastructura din județul Neamț. Da? Și nici nu au fost 9 luni, cred că au fost mai puțin din februarie până în octombrie când a căzut guvernul. Mă uit și eu la municipiul Piatra Neamț, administrație liberală. N-am văzut un leu în 9 luni de zile și s-a împrumutat, și asta trebuie să știe pietrenii, că vom plăti toți românii 100 de miliarde cât s-a împrumutat actualul guvern să ia măști, să-și facă tot felul de combinații. Un leu nu au dat pentru dezvoltarea municipiului Piatra în 9 luni de zile. Revenind la proiectele noastre, că dacă tot vorbim de fapte și ce au făcut fiecare, că asta îmi place, că toată lumea, știți cum e, deviază de la subiectul realității și se duce tot timpul către alte subiecte. Vis-a-vis de cele două obiective, este foarte important de știut că în urma modificărilor legislative, adică mai pe românește, legea ne permite ca aceste două proiecte să fie luate și implementate la nivel de administrație locală și județeană, adică Consiliul Județean și Primăria își vor da mâna și vor lucra pentru a lua proiectele de la minister ca să nu mai treneze 4 luni, 5 luni, că ei tot timpul găsesc scuze, și le va implementa Consiliul Județean și Primăria Municipiului Piatra Neamț. Deci asta trebuie să știe pietrenii și nemțenii. Aceste obiective se vor face, fiindcă ne vom ocupa de ele temeinic, cu experiența și cu expertiza pe care o avem în implementarea proiectelor de infrastructură, și ele vor fi finalizate așa cum trebuie și, dacă ne ajută Dumnezeu, cu constructori români, fără probleme, fără contestații și
să dăm dovadă că putem implementa noi, la nivel local, proiectele în timp record și mai repede decât administrația centrală. Dacă tot vorbim de infrastructură, la braț cu infrastructura merge și dezvoltarea economică, ceea ce spuneam mai devreme. Și un alt proiect pe care am spus că îl vom începe și vom finaliza în acest mandat este un parc industrial în Piatra Neamț. Dacă tot vom face această centură a Pietrei, automat vor fi necesare și aceste capacități economice noi. Dar aici trebuie să fim foarte atenți la un alt subiect. Și anume faptul că dacă vrem să atragem investitori în Piatra, nu știu dacă știe foarte multă lume acest subiect, dar în Piatra impozitul pe clădirile nerezidențiale este unul dintre cele mai mari impozite din țară, mai mari decât la Cluj, unde Clujul este un hub economic, hub de IT, tot felul de parcuri industriale, dar acolo se duc oamenii că plătesc impozit mai puțin. Păi cum să atragem noi investitorii când noi avem cotă și procentul la impozitul clădirilor rezidențiale de 1,5, cel mai mare, aproape cel mai mare din țară. Asta este o problemă foarte mare. Deci noi când vorbim de dezvoltarea capacităților industriale, parc industrial și așa mai departe, pe lângă infrastructură trebuie să asigurăm și din punct de vedere fiscal să motivăm oamenii să vină să investească în Piatra. Deci asta este un alt subiect pe care îl voi și am promis, m-am întâlnit cu mediul economic din municipiul Piatra și trebuie să facem întâlniri foarte dese și să facem un comitet economic social adevărat în care să ne întâlnim, să discutăm cu firmele, cu operatorii economici, cu reprezentanții sociali, cu ONG-uri. Bine, ONG-urile serioase, nu care stau cu mâna întinsă să-și facă combinații, ONG-urile alea puternice care într-adevăr ajută oamenii. Și sunt multe astfel de ONG-uri în Piatra care muncesc și se dedică, la fel foarte multe firme, trebuie să scădem impozitele și trebuie să venim tot timpul în ajutorul lor. Fără a ne lua informațiile din acest comitet economic-social, care se practică peste tot, dar înțeleg că aici a fost, mă rog, mai văduvit din punctul ăsta de vedere orașul, operatorii și mediul social, nu poți să adaugi plus valoare proiectelor tale. De la oameni, de la firul ierbii trebuie să știi ce se întâmplă. Așa am vorbit, repet, cu operatori economici din municipiu și îmi spuneau de acest impozit care este halucinant de mare. Ori, dacă vrei să dezvolți, haideți acum să ne gândim. Trecem printr-o perioadă de criză. Toată lumea a încercat să-și mențină afacerile prin ea de plutire. Ce poate să facă statul? Mai scade un pic din impozite. Și în sensul ăsta vii și ajuți și vorbesc de impozite locale. Deci nu vorbim impozite sau facilități fiscale la nivel național. Că, mă rog, asta presupune competență din partea guvernului și, din păcate, avem, cred că, cel mai incompetent guvern de după 90. Dar cred că asta este o altă măsură foarte importantă, reducerea impozitelor. Deci, parcul industrial, avem infrastructura, reducerea impozitelor și astfel vom atrage și investitori. Și, nu în ultimul rând, cel de-al patrulea obiectiv, care este, va fi generator de fonduri și va reda denumirea și sigla de Perla Moldovei Pietrei, este acel centru care am spus de tratament spa pe Cozla. Avem o bijuterie, avem o minune naturală aici în Piatra și trebuie exploatată din punct de vedere natural, fără a afecta mediul. Am văzut că foarte multe persoane vin și fac tot felul de proiecte pe Cozla. Eu cred că prin tipicul acelei locații, singurul proiect care merge dezvoltat acolo este acest centru de tratament. Și putem să facem acest lucru, se poate dezvolta, trebuie modificată toată infrastructura, e un proiect care poate să meargă fie pe fonduri, fie într-un parteneriat public-privat. Trebuie să ne deschidem un pic orizontul. Să nu ne închidem și să credem că noi putem face totul pe buget de stat, pe bugetul local sau pe ce ne dă guvern. Nu. Parteneriatul public-privat se practică și în alte părți și este realizabil și fezabil și în România și cu atât mai mult în Piatra, pentru că turismul este unul dintre cele mai importante motoare, nu numai a municipiului, ci și ale județului. Și ale țării ar trebui să fie, ce să mai discutăm. Și ale țării, dar dacă ar fi o strategie națională. Unitară, națională,
pentru dezvoltarea turismului, dar câte strategii ar trebui făcute, nu numai pentru asta. Am fost, în calitatea mea de membru titular în Comitetul Regiunilor la Bruxelles, și după ședința de plen m-am dus să mă văd cu reprezentanța României la Comisia Europeană, să discutăm, să vedem cum gândesc ei să așeze viitorul exercițiu financiar 2021-2027. Dom'le, m-a luat un pic amețeala. Deci oamenii vorbesc de inovare, de cercetare, foarte multe fonduri alocate. Și am zis, bă, oameni buni, băi, de când n-ați mai fost prin România? Eu înțeleg, Germania, Franța, Austria și toate țările dezvoltate să aloce foarte mulți bani spre inovare, spre cercetare. Dar noi în România încă avem drumuri de pământ, încă avem WC-ul în fundul curții, încă avem foarte multe probleme primăvara și toamna cu inundațiile. Și aici mă duc la ce voiam să vă spun despre un plan național de regularizare a torenților și a râurilor, dar un plan național, cum a fost PNDL-ul gândit pentru drumurile din comune, să poți să faci regularizare și să reușești să rezolvi odată problema asta cu inundațiile pe care o avem în fiecare an, pentru că sunt miliarde de lei pe care statul român le cheltuie în fiecare an cu inundațiile și asta facem într-una și într-una nu și faci, într-una. Nu faci decât să repari. Dar nu faci lucruri, nimic. Niște lucruri. Că repari niște lucruri. După care n-am văzut la ei o viziune despre decolmatarea lacurilor. Pentru că eu vă spun, inclusiv municipiul Piatra Neamț și județul Neamț, în 5-6-7 ani de zile, dacă nu luăm măsuri de decolmatare a lacurilor de unde captăm apa pentru municipiul, pentru județul Neamț, o să avem probleme cu apa. Și nu numai la noi la Neamț. În toată țara este problema asta cu colmatarea lacurilor de acumulare, pentru că nu s-a mai făcut chestia asta de 50-60 de ani. Ăsta este un program național pe care ar trebui să-l gândească cei care conduc România. Sunt câteva direcții pe care trebuie să acționăm imediat. Sigur, chestiunea asta cu inovare, cu cercetare, putem să o facem și o să o facem și noi la un moment dat. Dar haideți să rezolvăm problemele noastre, pentru că noi, dezvoltarea infrastructurii din punct de vedere al comunităților în țară, nu numai la noi în județul Neamț, n-a fost rezolvată total, dar încă avem drumuri de pământ. După ce rezolvăm toată chestiunea asta, alocăm foarte mulți bani și noi pe dezvoltare, pe inovare, pe cercetare, dar despre asta vorbesc, despre programe naționale pe care actualul guvern nu doar că nu le face, nici nu se gândește la ele. Ori eu aici la Neamț asta am încercat să fac, sigur, acum 4 ani când le-am pus pe hârtie și vorbeam cu niște prieteni, zicea, bă, nu se poate, bă, imposibil, cum să faci așa ceva? Și le-am spus, bă, treaba mea de președinte al Consiliului Județean Neamț este să generez dezvoltare plus valoare și să modernizez județul Neamț. Și vreau ca mandatul meu de președinte să modernizez peste 90% din infrastructura rutieră. Și am reușit să o fac, chiar dacă părea imposibil. Colegii din Consiliul Județean se uitau la mine și zic, președinte, dar nu se poate, n-au făcut ăștia ce vreți dumneavoastră să faceți în 4 ani, n-au făcut în 30 de ani. Păi, nu-i treaba mea și nici mă interesează ce au făcut. Pe mine mă interesează ce fac eu. Și sunt extrem de fericit că am reușit să mă țin de cuvânt în fața nemțenilor. Am promis niște lucruri și m-am ținut de cuvânt, încă spun că am făcut mai mult decât am promis. Asta vreau să fac și în al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean. Asta vrea să facă și Răzvan Cuc aici. Pentru că am discutat, avem zile și nopți în care stăm și discutăm, punem pe hârtie, mai tăiem, ștergem, adăugăm, facem o strategie. Și am spus, Răzvan, din momentul în care ajungi, să te ajute Dumnezeu să ajungi primarul municipiului Piatra Neamț, costumul va fi o îmbrăcăminte pe care o vei purta doar la nuntă. În rest, ți-ai blugi pe tine, ți-ai casca pe cap și te apuci de treabă, suflici mânecile. Îi programați nunta de acolo. Dom'le, să dea Dumnezeu. Dar la nuntă, mă rog, și eu mă duc, când te duci la o nuntă. Nu, ideea era în felul următor.
Domnule, dacă nu ne apucăm de treabă serios, dacă nu ne suflecăm mânecile și nu ne punem cizmele în picioare și casca în cap și ne ducem în șantiere, nu merge. Domnul Bălănescu, domnule, știți că este o vorbă la noi în popor. Ochiul stăpânului îngrașă animalul sau ceva de genul. Așa. Domnule, dacă oamenii nu te văd și nu știe, nu simte aici în ceafă privirea și nu știe că tu te duci acolo în teren și... Dacă cumva îl găsești că stă în lopată, se sprijină pe ea, a plecat acasă, omul nu face. Și atunci, de ce toată ziua am ales în aceștia 4 ani de mandat să stau în șantierele județului? Pentru că am văzut că se poate. Pentru că am văzut că dacă fac asta, lucrurile merg, lucrurile se dezvoltă. Sigur, n-am stat doar acolo, că trebuie să mă duc și la București. Că degeaba stăm în șantier și... strigam la oameni să muncească dacă n-aveam cu ce să-i plătesc. Și atunci a trebuit să mă duc să bat la ușile guvernului, să bat la ușa ministrului Cook. Domnule, hai la neamț la noi, hai să vezi infrastructura pe drumurile naționale, că e ca după război, că nimeni n-a făcut nimic în 30 de ani decât niște peticieni. Ajută-mă să dezvoltăm infrastructura din județul Neamț. Și Răzvan Cook a făcut. Vreau să văd un singur contracandidat, unul singur, de-a lui Răzvan Cook, care poate să vină să spună, domne, eu am făcut asta. Nimeni n-a făcut mai mult decât a făcut Răzvan Cook pentru județ, așa cum e el, de un an de zile membru la PSD Neamț. Pentru că eu asta am vrut să fac și asta am vrut să aduc aici la Neamț pentru cetățenii din Piatra Neamț. Un om care îi pus pe treabă și un om care știe să implementeze proiecte. Unii au zis, domne, că Răzvan Cook nu e din Neamț. Așa și... Domnule, cunosc foarte mulți oameni din Piatra Neamț care nu sunt din Neamț și au făcut istorie în județul Neamț. Că vorbim de oameni de afaceri, că vorbim de oameni de cultură. Eu am certitudinea că Răzvan Cook va fi cel mai bun primar, cel puțin după revoluție pe care l-a avut Piatra Neamțul. Și atunci când va pleca din Piatra Neamț, va pleca cu fruntea sus și cu spatele drept, că a făcut ceea ce trebuie aici, că n-a mințit oamenii, că s-a ținut de cuvânt, pentru că eu voi fi garanția că lucrurile se vor întâmpla. Se vor întâmpla aici, la Piatra Neamț. Înțeleg, domnul președinte, înțeleg, domnul Răzvan Cuc, că în condițiile în care veți câștiga primăria, nu veți pleca de la primărie la alegeri parlamentare. Foarte multă lume întreabă lucrul acesta. Exclus. Nici eu, nici Răzvan Cuc nu va pleca în Parlament. Astea sunt minciunile care le propagă contracandidații. Domnul Bălănescu, haideți să vă spun o chestiune, că mi-au spus mult. De ce te duci în Parlament, nu știu ce? Ce satisfacție poate să aibă un om politic mai mare decât să vadă lucruri în urma lui? Ce satisfacție poate să-i dea Parlamentul lui Răzvan Cuc mai mare decât o șosea de centură la Piatra Neamț și un drum expres? Astea sunt proiecte care te motivează și te țin, mă rog, te țin în priză ca un politic. Și astea sunt proiecte pe care le lași după tine și te uiți așa și spui, domne, n-am trăit degeaba în viața asta, am făcut niște lucruri. Eu nu spun că a fi parlamentar e lipsit de importanță, însă eu am fost parlamentar. Sincer, n-am fost în mediul meu. Mediul meu e ăsta, în administrație, să fac lucruri, să mă duc în teren, să construiesc drumuri, să construiesc spitale, să fac... Asta mă motivează pe mine ca un politic, pentru că așa sunt construit. Și așa ai construit și Răzvan Cuc. L-ați văzut cât a fost ministrul transporturilor? Eu nu l-am prins. Greu îl vedeai pe la... Toată ziua era în șantiere, peste constructori. Haideți, dați drumul, terminați autostradă, terminați aia, terminați... Asta trebuie să facă un om care vrea să facă lucruri pentru comunitate. Vreau să completez și eu. Vreau să vă spun un lucru. Exact ce a spus domnul președinte. Uitați-vă că sunt imaginile sunt de actualitate și le puteți vedea și le poate vedea toată lumea. În mandatul meu eram pe șantiere. Nu în costum cum merg actualii guvernanți. Pe șantiere nu merge în costum cu cravată. Dar bine, ei săracii de 9 luni de zile n-au lansat un proiect nou. Stau și se laudă cu proiectele noastre și merg pe toate proiectele noastre. Și încă un lucru foarte important. Să știți că primăria, revenind la primărie, nu este un loc unde să se formeze un viitor primar. În primărie, când ai intrat de-a doua zi, trebuie să dai drumul la treabă. Trebuie să turezi motoarele, iei echipa, ți-o aduni și începi și dai drumul la proiecte.
Păi, mă scuzați, dar foarte mulți dintre contracandidați nu au avut o zi de administrație locală. Nu știu cum vor porni proiectele de care vorbesc. Bașca, faptul că în momentul când ai dat drumul la un proiect, știți, avem o șansă să facem istorie la Piatra. Pentru că niciodată la Piatra nu cred că a fost o înțelegere și o unitate mai mare decât poate fi între mine și domnul președinte Arsene, vis-a-vis de proiecte. Nu pentru faptul că am fi de aceeași coloratură politică, ci pentru faptul că amândoi suntem orientați spre proiecte. Amândoi vrem să construim, cum a spus, în noi pulsează sângele, astfel încât să lăsăm ceva în urmă. Nu poți să-ți închei un mandat. Eu când mi-am încheiat mandatul de ministru, mi-am făcut prezentarea la ce am făcut. N-am spus, domne, am deblocat administrativ, am plătit datorii. Nu. Am lansat proiecte de 10 de miliarde de euro. Am investit, am făcut. Asta trebuie să faci la sfârșitul mandatului. Nu să treci printr-o funcție în care să spui, știi, domne, am avut blocat, să găsești scuze. Nu există, nu se poate. Eu mi-am amintesc în 2017, toată lumea îmi spunea când am dat în minister că nu se poate. După 3 luni s-a putut. Dar trebuie să stai acolo, să te implici și după aceea să verifici ceea ce se face. Pentru că, într-adevăr, ochiul stăpânului dă un alt efect la investiție și la absolut orice se face. Este foarte important ca pe lângă un candidat care să vrea să facă, pe lângă asta, să aveți echipă. Echipă în Consiliul Local, echipă în Consiliul Județean. Vorbiți-ne un pic despre echipă și dumneavoastră și dumneavoastră. Da. Eu am spus-o și la atunci când am depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și o spun și la dumneavoastră aici în emisiune. Eu sunt extrem de fericit că în Consiliul Județean Neamț am oameni de mare ispravă. Tot ce am implementat eu în Consiliul Județean Neamț, toate proiectele au fost lucrate cu oamenii aia de acolo din Consiliul Județean. N-am adus firme de nu știu ce consultanță să implementăm proiecte, să dăm bani aiurea, nu. Am muncit zi și noapte, și noapte, pentru că au fost și nopți când s-au plecat din Consiliul Județean și la ora 2 noaptea, pentru că aveam de terminat proiectele să le depunem, să le implementăm. Am muncit zile și nopți împreună și am reușit să facem ceea ce vedeți și dumneavoastră, că am, și văd și telespectatorii dumneavoastră că am reușit să facem în județul Neamț. N-am nicio ezitare să vă spun că și în următorul mandat la fel voi proceda, voi lucra proiectele cu cei din Consiliul Județean, pentru că, așa cum am spus, sunt oameni profesioniști, sunt oameni buni și pentru viitorul mandat v-am și spus și am să o anunț și la dumneavoastră în emisiune, am câteva proiecte mari pentru județul Neamț. Pentru că îmi spunea unii, domnule, ai cam terminat de făcut infrastructura rutieră, de modernizat, pleci în Parlament? Domnule, n-am terminat. Și nu plec în Parlament. Tocmai vă spuneam mai înainte de ce. E foarte important această precizare. Și nu plec în Parlament, sub nicio formă. Este cuvântul meu și cei care mă cunosc știu că sunt un om de cuvânt. Greu, dacă negociem, ajungem la o negociere, deși eu așa cred că atunci când doi oameni fac o negociere, ambele părți trebuie să se ridice de la masă mulțumite. Pentru că dacă amândoi sunt mulțumiți, treaba va merge. Și întorcându-mă la proiecte, eu am un proiect extrem de important pentru nemțeni, la care lucrez de 2 ani de zile. Mai auzeam unii din presă că, domnule, unde e spitalul nou? Unde-i... Oamenii ăștia cred că... Bun, nu cred. Sunt rău intenționați. Dom'le, să faci un proiect la un spital nou, doar studiul de prefezabilitate și studiul de fezabilitate îți ia câțiva ani. Adică aici nu vorbim de lucruri făcute, că nu fac o cutie de chibrituri. Construim un spital de 50.000 de metri pătrați, un spital nou. Suntem singurul județ din țară care avem în implementare un SF pentru un nou spital județean de urgență în Piatra Neamț. Am 20 de milioane banii puși deoparte, bani pe care i-am primit de la guvernul PSD. Ăsta va fi, dacă pot să spun așa, principalul meu obiectiv în al doilea mandat. Să construiesc aici la Neamț
un spital județean de urgență nou, așa cum nu are nimeni în țară. Și o voi face. Pentru că știu cum să o fac, știu de unde trebuie să iau banii, știu ce trebuie să fac ca în cei 4 ani de mandat să finalizez construcția acestui spital. Al doilea proiect mare pe care vreau să-l fac și care va ajuta și va ridica din punct de vedere al turismului și a economiei, nu doar Neamțul, ci toată regiunea, va fi un parc de distracții lângă Târgu Neamț, pe 60 de hectare, gen Gardaland, gen Disneyland. Creangaland la un moment dat. Creangaland. Am spus că o să se numească Creangaland pentru că toți românii au crescut cu poveștile lui Creangă. De fapt, în jurul poveștilor lui Creangă, ca și tematică, s-a construit ideea de a face un parc de distracții, care va avea parcul de distracții, va avea o sală de spectacole, va avea hoteluri, restaurante, sală de vacanță, zona de promenadă, zona de shopping. Deci va fi această investiție care va fi peste 100 de milioane de euro, va genera extrem de multă dezvoltare economică și o explozie, dacă pot să spun așa, a turismului în județul Neamț. Acestea sunt două proiecte mari pe care vreau să le implementez în județul Neamț, pe lângă alte proiecte mai mici care vor aduce plus valoare județului. Dar astea sunt două proiecte mari și sunt proiectele pentru care vreau să mă bat în al doilea mandat să le implementez și le voi implementa. Așa cum am spus-o și în primul mandat că voi face asta, asta și asta și am făcut, așa voi face și în al doilea mandat. Bun. Să presupunem că alegerile s-au încheiat în mod fericit pentru dumneavoastră, pentru ambii. Începe un nou mandat. Eu nu m-am cam săturat de consilii locale în care totul era consilii locale, județene, în care marea majoritate a lucrurilor erau pe invers. Va exista, din punctul dumneavoastră de vedere, deschidere pentru un dialog constructiv în Consiliul Local cu celelalte formațiuni politice care vor să facă acest lucru? Întotdeauna. Și asta de-aia facem politică. Mă refer și la piatra. Politica este o artă a negocierii și în politică niciodată să nu spui niciodată. Sigur că vom încerca să facem majorități cu alte partide politice, dar eu am să vă spun ceva. Eu n-am avut întotdeauna majoritate în Consiliul Județean Neamț. Asta nu înseamnă că nu mi-am impus proiectele pe care le-am făcut, pentru că erau proiecte pentru dezvoltarea Neamțului. Eu vreau să văd un singur consilier, că vorbim de consilier local sau județean, care se împotrivește unui proiect serios care aduce dezvoltare și o viață mai bună pentru oameni. Eu cred că de acolo trebuie să plecăm. Și oamenii ar trebui să înțeleagă. Sigur, facem în campanii electorale, facem politică. Fiecare vine și își pune pe tarabă ceea ce vrea să ce a făcut, ce vrea să ce a făcut, ce vrea să facă, ce vrea să facă. Dom'le, după trebuie să ne așezăm cu toții la masă. Sigur, cel care câștigă vine cu programul lui cu care a venit în fața nemțenilor și spune: dom'le, dacă eu am câștigat, înseamnă că nemțenii vor programul ăsta. Că dacă nu, câștigai dumneata. Da? Bun. Uite, ăsta e programul și vreau să-l implementez. Ce părere aveți? Sigur, poate suferi ajustări. Pot veni unii cu idei care poate sunt bune. Poate programul lor au ceva bun. Care exact, poate și poate fi. Dar asta trebuie să facem după ce terminăm cu campania, să facem administrație. Pentru că oamenii s-au săturat de ceartă. Vedeți dumneavoastră, și eu și Răzvan Cuc încercăm să nu venim aici și să bălăcărim competitorii. Că nu asta e treaba mea. Oamenii știu să cântărească. Treaba mea e să vin, să spun ce am făcut, dacă am făcut și ce vreau să fac pentru oameni. Și asta va face și Răzvan Cuc. Campania noastră va fi axată pe proiecte. Pe proiecte. Iar faptul că vom avea un tandem, așa cum ați scris dumneavoastră, între Consiliul Județean Neamț și Primăria Municipiului Reședință de Județ, Primăria Romanului, asta nu poate să aducă decât dezvoltare. Pentru că eu vă spun sincer, și la începutul mandatului meu am vrut să am o relație foarte bună cu primarul municipiului Piatra Neamț, cu primarul Romanului, să începem să dezvoltăm parteneriate și proiecte.
n-am găsit deschiderea necesară. De-aia am convingerea că primarul Răzvan Cuc va fi un partener extrem de serios și va fi un partener care va dezvolta în parteneriat cu Consiliul Județean foarte multe proiecte în Piatra Neamț, pentru că vorbim de un oraș în care foarte multe străzi sunt de pământ. Dom'le, nu-i posibil. Acum, serios, suntem un oraș turistic. Piatra Neamțu poate redeveni, așa cum a spus și colegul meu, perla Moldovei. Dom'le, hai să terminăm odată cu prostia asta, cu străzi neasfaltate, cu gropi de tot felul, cu țevi sparte, cu... Adică, lucrurile astea trebuie să le rezolvăm repede. După aia vorbim de proiecte mărețe. Dar dacă vrem ca oamenii să vadă o schimbare și să vadă că suntem puși pe treabă, Răzvan Cuc trebuie să rezolve problema asta în maxim un an de zile. Eram restant de la întrebarea cu echipa cu care vom merge. Vreau să vă spun că sunt mândru că fac parte din echipa PSD, organizația municipală mai ales, unde lista de consilieri este o listă de oameni competenți, oameni noi. Cei care au rămas sunt oameni cu experiență, care au demonstrat că se poate și că au făcut lucruri foarte bune în domeniile care au activat. Și aici aș aminti eu. Deci avem oameni pe toate domeniile de activitate, pentru că în momentul în care... E foarte important în momentul, acest lucru într-un local. În momentul în care vor fi comisiile de specialitate, oamenii trebuie să fie conectați la viața reală și trebuie să știe ce să ceară aparatului administrativ, cum să modifice în bine hotărârile care vor intra pe ordinea de zi a Consiliului Local. Și aici aș aminti eu pe Florentina Moise, doamna Ana Monda, domnul Marius Novac, care este new entry, ca să zic așa, în politică, domnul Octavian Diaconița, Liviu Florescu, Cristi Mihalcea, Eduard Minuț. Sunt oameni, parte din ei sunt noi, pe domenii, repet, juriști, economiști, implicați în viața sportivă. Niciun domeniu nu rămâne neacoperit de un om cu expertiză. Și sunt mândru pentru că, vă spun un lucru, sunt oameni constructivi, sunt oameni care vor să facă. Oameni care s-au săturat de scandaluri de 2 lei și cancanuri de 2 lei, ce vorbește fiecare, ce supoziție are. Nu. Noi trebuie să generăm plus valoare. Fiecare, când se pune la masă și decide și își dă votul, trebuie să-l dea în cunoștință de cauză și să știm că ce aprobăm în ședințele de Consiliul Local, unde, așa cum spunea și domnul președinte, trebuie să existe consens pentru bunul mers al lucrurilor, pentru implementarea proiectelor, pentru dezvoltarea orașului, trebuie să fie consens, indiferent, să știți că e foarte important să se termine cu cutuma asta a partidelor care se duc și le spune... Bunul, domne, nu vota că dacă votezi crește PSD-ul sau nu. Noi asta n-am făcut niciodată de când mă știu eu și am dat exemplul ăsta tot timpul. Și când se asfaltau drumurile naționale în țară, nu se asfalta până la o comună a PNL-ului, sărea comuna și după aceea continua. Nu se asfalta tot. Oamenii nu trebuie să sufere. Au fost cazuri din astea? Nu pe mandatul, cel puțin pe mandatul meu n-a fost. Nu, întreb, că mie mi se pare aberant. Uitați-vă ce se întâmplă acum. Mi se pare aberant. Cât a fost PSD-ul și a guvernat toate comunele din județul, și știți, adică eu nu vorbesc despre probabilități, eu vorbesc despre fapte. Toate comunele județului Neamț au primit proiecte de finanțare prin PNDL, că a fost vorba de comune PSD, PNL, n-a contat. Pentru că dezvoltarea trebuie dusă la fiecare cetățean din județ, indiferent de coloratura primarului. Uitați-vă ce se întâmplă acum. Îi cheamă prin Crâșme, pe la București, îi ține săracii câte o zi, două, cu dosarele amenință pe sub braț, prin față, pe la CNI, pe la nu știu ce. Adică, dom'le, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Dar să nu-mi scape ideea că vorbea Răzvan Cuc și mi-am adus aminte de discuția noastră pe care am avut-o. Dom'le, noi la Piatra Neamț, aici... Toată lumea, unde vă duce și dumneavoastră când de la Sibiu, domnule, aveți un oraș frumos și aveți un stadion frumos. Pentru cei care... Așa. Domnule, am rămas doar cu stadionul. Nu, aveați un stadion frumos. Aveați. Nu, arată bine și acum că, mă rog, nu are cum să nu arate. Și am rămas doar cu stadionul. Noi nu mai avem sport la Piatra Neamț.
Da? Asta e marota noi mea. Nu mai avem sport asta la Piatra Neamț. Asta e marota mea, îmi pare rău. Am vorbit. Handball, basket, am vorbit. Fotbal, foarte mult. Tenis. Noi nu mai avem sport de performanță. Discutam cu Răzvan așa, am spus, bă, hai să readucem din punct de vedere al performanței sportive Piatra Neamțu din nou acolo sus, corect, unde trebuie. Și eu cred că un parteneriat între Primăria Municipului Piatra Neamț, Consiliul Județean Neamț și echipa de fotbal locală FC Ceahlăul și cum e, trebuie făcută de urgență. Corect. Pentru că nu poți să sprijini echipa de fotbal în condițiile în care îi ceri bani de chirie că joacă pe stadion. Tu, primăria, în loc să ajuți sportul, de fapt îi ceri bani de chirie, îi pui doar frâne. Și atunci am spus așa, parteneriat între Primăria Municipului Piatra Neamț, între Consiliul Județean. Avem destule, să spun așa, cunoștințe în lumea asta încât să putem să atragem și 2-3 finanțatori importanți, mari, pentru echipă și să facem în așa fel încât, ca în 2-3 ani de zile, să promovăm echipa de fotbal Ceahlăul și să o ducem acolo unde trebuie. Pentru că și nemțenii au dreptul să aibă o echipă de fotbal așa cum au marile orașe și județe din România. Nu putem să fim atât de lăsători. Eu la Consiliul Județean am încercat să fac atât cât am putut și cât mi-a dat voie legea. Pentru că întotdeauna o face pe lege. Da? Dar suntem singura instituție publică care mai finanțăm sportul în județul Neamț. Nu e posibil ca primăria municipiului Piatra Neamț să nu finanțeze echipa de fotbal. Din contră, să ia bani, chirie. Chestiunea asta nu se întâmplă nicăieri. Și nu are voie să mai continue. Da, domnul, vă rog. Da, de asta vă spuneam că, așa cum a spus și domnul președinte Arsene, sportul de masă trebuie încurajat. Trebuie să ai o demnitatea ta locală și să-ți dorești să readuci în fruntea diviziei să promoveze actuala echipă, trebuie sprijinită, pentru că nu poți să o sprijini doar cu gândul sau cu vorbele. E clar că oamenii fac performanță și sportivii fac performanță fiind stimulați și susținuți din punct de vedere financiar. Dacă vrei să ai și rezultate, bineînțeles. Dacă nu-ți dorești, atunci lași lucrurile cum s-au întâmplat și până acum. Noroc că a fost Consiliul Județean care a mai ajutat sportul. Vorbeam cu foarte mulți pietreni și îmi spuneau că încearcă să-și dezvolte tot felul de mici afaceri care să încurajeze sportul în Piatra, pentru că tinerii, copiii, din păcate, nu mai sunt orientați. Toată lumea stă cu tableta, cu telefonul, nu primăria ăsta e rolul primăriei, de a încuraja, de a dezvolta și de a susține. Nu s-a implicat foarte activ în domeniul ăsta prin punerea la dispoziție de locații, până să apară criza de coronavirus. Că acum știu că e criza asta de coronavirus și toată lumea se leagă de ea. Dar să știți că soluții sunt și în timp de criză, că va trebui la un moment dat să învățăm să trăim cu actuala. Domnul Răzvan, să vă spun eu că aici sunteți pe terenul meu. Înainte, sâmbăta, de vineri după masa, până duminică seara, aveai așa, sau meci de handbal la nivel înalt, feminin, corect, sau masculin. Corect. Meci de volei, se băteau fetele pentru campionat și băieții erau acolo în primele echipe. Aveai meci de fotbal, aveai meciuri de fotbal, nu meci de fotbal, corect, aveai meciuri de fotbal, aveai un campionat județean despre care puteai vorbi. Acum este un simulacru cu câteva echipe care și alea mai fac câte o finanțare, Borca, parcă Răuceștiu, care mai făceau niște finanțare și la Consiliul Județean. Da, și acolo le-am dat, le dăm finanțe, dar... Erau competiții interșcolare. Erau competiții interșcolare sub girul primăriei, cupa orașului, nu știu ce, la tenis, la șah, la cutare. Dom'le, lucrurile astea au murit și au murit nu numai pentru că nu erau bani, ca să se facă relativ puțin bani. Pentru că nu există interes. Și corect, dorință. Corect. Aici ai tot. Despre ce vorbim? Interes, dorință și putere de a face. Din păcate, ne-am apropiat de finalul emisiunii. Un minut, pentru că, trebuie să vă spun, vine eșalonul următor din PSD în emisiune, colegul dumneavoastră Daniel Harpa de la Târgu Neamț, da, și vorbim.
dacă vorbim de Daniela Harpa, un primar care a făcut la Târgu Neamț ceea ce n-au făcut mulți primari în țară și de un primar de care sunt extrem de mândru. Pentru că chiar dacă mândria e un păcat, eu pot să spun că sunt mândru de ce a făcut Daniel Harpa la Târgu Neamț. Revenind la subiectul discuției noastre, vreau să transmit pietrenilor că eu am mare încredere în Răzvan Cuc, că este primarul de care Piatra Neamț are nevoie. Este primarul care va începe să muncească din prima secundă în care va intra în primărie. Și este primarul care împreună cu mine va implementa proiecte serioase aici la Piatra Neamț. Pentru că împreună am demonstrat că am știut să implementăm proiecte și în județul Neamț. Că vorbim de drumuri județene, că vorbim de drumurile naționale pe care Răzvan Cuc le-a finanțat aici la Neamț și oamenii văd, pentru că toată lumea circulă și vede cum arată drumurile naționale în județul Neamț. Vă rog, domnul Cuc. Vreau să asigur prietenii de un lucru. Nu plec nicăieri. Stau aici să dezvoltăm municipiul, să construim împreună tot ceea ce am promis că voi face. Așa se va întâmpla și eu cred că a venit momentul să punem punct la un lung șir de ani de deziluzii, de promisiuni și să avem un început nou. Un început în care să construim și să dezvoltăm și să implementăm proiecte. Vă doresc succes și dumneavoastră ca tuturor celor care vin în emisiune. Cel mai bun să câștige, că asta este interesul. Proiectele se ducă la bun sfârșit, că până la urmă va exista un numitor comun, vrem, nu vrem, după alegeri. Și sănătate la toată lumea. Doamne ajută, mulțumesc! Oameni buni, peste aproximativ 5-10 minute intrăm din nou în direct cu domnul primar de Târgu Neamț și unul din membrii echipei domniei sale. Cele bune!